De ce numele dumneavoastră apare pe facturi și documente medicale de la Anemona Med, inclusiv pe teste COVID din 2022, deși dumneavoastră ați declarat că nu ați dat consultații la Anemona Med potrivit declarațiilor făcute după raportul Curții de Conturi și raportul Corpului de Control al Premierului României? Vorbim despre asta. Repet întrebarea. Ne puteți spune de ce apare numele dumneavoastră pe documentele medicale de la Anemona Med și pe cele legate de COVID din 2022, deși dumneavoastră susțineți că nu dați consultații medicale la Anemona Med? Eu v-am spus că asta este o zi dedicată transporturilor și pentru asta o să avem la un moment dat o discuție amplă despre acest subiect. Ne puteți spune de ce refuzați să răspundeți la această întrebare? Vom avea o discuție amplă despre acest subiect pe tema respectivă. Astăzi vreau să vorbim despre transporturi. Suntem aici față în față, presa este aici, ne puteți da o explicație de ce nu... O să fac eu o conferință de presă pe tema asta, pentru că am și eu opinia mea pe care vreau să o exprim detaliat. Tocmai vă dăm posibilitatea să o exprimați aici, în mod detaliat. Astăzi vreau să mai adunăm niște informații. Dumneavoastră, vă aduceți aminte dacă ați dat consultații medicale la Anemona Med în 2023? M-am întâlnit cu doamne în parc. M-am întâlnit la gară, m-am întâlnit pe stradă, care mi-au cerut consultații medicale. Nu, asta e întrebare. Eram tot în incompatibil. Și le-ați cerut 750 de lei la final? Am spus să discutăm despre transport. Eu vă întreb dacă acelor doamne le-ați cerut 750 de lei la final pentru consultație. În orice cabinet privat, da, din țara asta, în orice spital privat, sunt niște taxe, sunt niște costuri, da? Și spitalele au costurile lor, se eliberează un decont la externare. Deci fiecare act medical e urmat de niște costuri. Dumneavoastră aveți dreptul să dați consultații medicale la Anemona Med și le-ați dat? Bun, lăsați-mă și pe mine să vă spun ceva. Sunt eu care e dreptul dumneavoastră să trebuie. Eu am înțeles de la consultorul motorului, în această convenție, să trebuie să se separa din acest subiect. Doi. Eu știu că suntem într-un stat de drept. Știu că funcționăm după regulile ale statului de drept și nu după părere. În acest moment, eu știu un singur candidat la o primărie de Secoia, care e trimis în judecată pe incompatibilitate. Știu doar, e de la USR. Ustru. Dar un singur candidat trimis. Doamna Clotilde. Eu, în rest, rog instituțiile statului și ascultați-mă și spun acest lucru. Să-și facă treaba și dacă sunt chestiuni care au încălcat în cadrul legal, să fie sancționate, iar cei care au făcut aceste încălcări să fie trimiși în judecată și sancționați. Domnul Grindeanu, este mult mai simplu dacă îmi permiteți. Este mult mai simplu dacă îmi permiteți. Îl aveți pe domnul Cătălin Cârstoiu lângă dumneavoastră. Îl puteți întreba direct dacă a dat consultații la Anemona Med în 2023. Îl aveți lângă dumneavoastră, nu aveți nevoie de ani. Știu, eu nu pot să funcționez după părere și cred că un stat... Este declarația domnului Cârstoiu, nu e o părere. Vreau să răspund? Orice stat normal funcționează după regulile ale statului de drept, nu după ce spuneți dumneavoastră sau spune oricine altcineva. Dacă sunt lucruri care s-au încălcat, prin care s-a încălcat legea România, cei care încalcă legea România trebuie să plătească. Că o cheamă Clotilde Arman, sau cum o cheamă, care e trimisă în judecată, apropo de fără penal în funcții publice, că e domnul suspect, Vlad Voiculescu, nu e? Nu a oferat un miliard din vaccinuri? Sau nu prezintă interes? Prezintă interes un zvon legat de 750 de lei? Nu vă supărați pe mine. Și acesta e important, și acest aspect, care, și haideți să trecem mai departe, dacă mai sunt întrebări, care va fi clarificat zilele următoare de către domnul Cârstoiu într-o conferință separată. Nu văd altă abordare mai constructivă decât atât. Domnule Grindeanu, dacă îmi permiteți, nu este vorba despre un zvon, este vorba despre un document medical cu parapa doctorului Cârstoiu. Să știți că altceva nu se răspunde astăzi. Vă așteptăm și vă așteptăm domnul Cârstoiu zilele viitoare. Dacă îmi permite domnul Cârstoiu încă o întrebare. Cu ce ați venit astăzi la conferința de presă? Cu metroul sau cu BMW-ul?
Cu ce trebuie să am venit? Cu ce trebuie să am venit? Aștept răspunsul dumneavoastră. Dacă ați spus în asemenea întrebare, acum oameni că aveți și răspunsul în cap. Mașina mea personală. Legat de subiectul ăsta, chiar o să vreau să clarificăm, pentru că am și eu niște lucruri foarte importante. Rugăm și alți colegi din...